Vai que não me diga tu mamu pia tu me mamu me. Vai não me pia tu que não me diga tu mamu me. Vai mami cuta pia tu me mamu me. O sempre mamu. Vai mamu me. Vai contra cula mamu. Vai mami cuta me. Vai mamu me. O sempre tu me. Mă micuță, băi!
dacă n-a avut. Oh, my God.
Citiți și apoi vom ieși afară. Sigur. Domnul, să-l aduceți afară și să începem slujba. Da, da. Un pic să ne liniștim. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în cer, în numele Tău ne-am adunat aici, Doamne. Și suntem, Doamne, de partea familiei îndurerea. Și venim să-ți mulțumim pentru că ne-ai păzit și pe noi. Ne-ai ocrotit și ne-ai ținut cu viață. Și suntem alături de această familie îndoliată, peste care este chemat Dumnezeu. Vă rugăm un pic, dacă se poate. Doamne, întindeți mâna peste această familie îndoliată. Mângâie prin încercare prin care trec, prin puterea divină, Doamne. Dă-le putere să treacă peste această tragedie. Binecuvântă în continuare slujba care se va face, Doamne, că numele Tău am venit aici să o petrecem pe fosta noastră soră pe ultimul drum. Binecuvântă-ne pe toți care participăm la această mormântare. Harul lui Dumnezeu revarsă și peste noi. Dă har în cântările de laudă, dă har în vestirea Evangheliei. Lucrează cu mare putere la această mormântare. Adu-mi la sfânta pocăință, adu-mi la sfânta mântuire. Și fă ca, Doamne, toți să mergem de aici, slăbiți să fie numele Tău. Plin de bucuria mântuirii, că Tu ești mântuitorul nostru și salvatorul nostru care ne iubește, slăvit să fie numele Tău în veci. Amin. Citim cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să fii făcut pământul și lumea, Tu ești Dumnezeu, Tu întorci pe oamenii în țărână și zici, întoarceți-vă, fiu oamenilor, căci înaintea Ta mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă din noapte mături ca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, iar seara este uscată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta, îngroziți de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii vieții noastre. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Amin. Amin. Da, da, se poate pune afară. Spune Nu,
Thank you.
ca tine, ca tine, ca tine. Nu știu ce spun, nu m-a lăsat. Nu mă lăsa Iisus, se duce. Nu m-a lăsat Iubiți frați, iubite surori, familia întâlnată, gelarea e foarte mare în această dupămasă, în locul acesta. Pentru că aceea care a fost soră de credință, a fost soție, mama, socră, bunică, iată că a sosit timpul în care trebuie să plece de mijlocul familiei. Doresc ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să întărească familia îndoliată, să dea putere să treacă peste această grea încercare. Valentin. Pentru că durerea e mare, enormă, dar n-avem ce să facem. Dacă a fost hotărât de Domnul să se facă lucrarea aceasta, noi nu putem să stăm împotriva lui Dumnezeu. Și cu toții să spunem, Doamne, facă-ți-se voia ta în vecii vecilor. Și în împrejurarea aceasta în care suntem noi, acum aici, e bine și frumos să lăudăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri, împreună cu Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Mă rog ca Duhul Sfânt să miște orice inima, să dea putere. Iată că atunci când mama trebuie să plece din mijlocul familiei, rămâne un gol în inima familiei. Golul acesta, prin cuvintele noastre, nu o putea umple niciodată. Cel care poate este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și mă rog ca Duhul Sfânt să umple orice gol din inima familiei îndoliată. Și să-i dea putere. Pentru că mama este aceea care încă de la început s-a îngrijit de copii, de familie. Cum îngrijește mama de copii, nu-i nimeni în afară de Iisus Hristos, Domnul nostru. Mama strânge copiii cu pasiune la pieptul ei. Nu doarme cu nopțile. Se îngrijorează atunci când unul dintre copii e bolnav. Mama mijlocește la Iisus pentru copil, ca să-l vindece. O mamă ar fi în stare să-i dea viața pentru copilul ei. Iar acum mama pleacă. Dar mă rog ca Domnul să întărească copiii, pe soțul ei, pe doar el, să-i dea putere să treacă peste această încercare. Dragii mei, după cum vedem cu toții, sora, noi am cunoscut foarte bine, a fost o femeie credincioasă care frecventa bisericile, mai lăuda pe Domnul
cu cântări de laudă. Și Domnul se bucura, se bucura biserica când cânta cântări spre slava și gloria numelui lui Dumnezeu. Dar de mulți ani suferă în boala pe care a avut-o în trup. N-am vrut ea sau familie să fie bolnavă, că toate lucrurile care se întâmplă pe pământ este îngăduită de Dumnezeu. Și numele Lui să fie binecuvântat. Acum, dumneavoastră, cei care sunteți aici, să nu credeți că fosta soră a murit. Credincioșii adevărați al lui Dumnezeu, care slujesc pe Dumnezeu, chiar dacă pleacă din lumea aceasta, chiar dacă părăsește familia, ea nu moare, pentru că Dumnezeu îi trece în adormire pentru o puțină vreme. Pentru un timp. Și după anume timp, Dumnezeu o trezește în viață din morți. Pentru că spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 4, că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți a treia zi după Scripturi. Și Duhul care l-a înviat pe Iisus, același Duh ne-a înviat și pe noi. Și la prima înviere vor avea parte toți aceia care adorm în Domnul. Deci pe înțelesul tuturora, pocăiții nu mor, adorm și s-o odihnesc de toată ostenelile lor. Și faptele urmează, spune Apostolul Ioan, Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Și toți aceia care mor în Domnul sunt fericiți de cuvânt. Apostolul Ioan spune în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de a întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Și ei vor fi numiți preoți al lui Dumnezeu și vor împărăți cu Iisus 1000 de ani. Dragii mei, așa cum am amintit la întâia înviere, vor învia pocăiții. Și a doua moarte, care înseamnă iadul care arde cu foc și cu pucioasă, n-are putere asupra acelora care înviază prima. La prima înviere înviază doar pocăiții și ceilalți morți rămân în continuare la locurile lor. E o minune ce face Dumnezeu pentru toți aceia care se pocăiesc și îl slujesc pe Dumnezeu. E un har minunat din partea Domnului pentru noi. Iată că peste puțină clipă fosta soră va ieși din curtea ei și altul nu se mai întoarce. Dragii mei, familie, soț, copii, frați, surori, dacă vreți să vă întâlniți cu ea, îndemnul meu și conform cuvântului lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. E singura modalitate pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru reîntâlnire. Dacă vă întoarceți la Dumnezeu și vă pocăiți ca mama voastră, dragi copii, vă veți întâlni cu ea sus în cer, în rai, și vom fi împreună de-a pururea. Acolo se va termina toate necazurile, toate problemele pe care avem astăzi pe acest pământ. Acolo nu o să fie înmormântări, cimitire, nimic. O să fie doar pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze familia, soțul, copiii, nepoții, toată asistența să fie binecuvântate de Domnul. Prezența noastră, că suntem aici, dovedește că compătimim cu familia, că iubim familia, că noi trebuie să ne iubim, că suntem frați în Hristos Domnul. Dumnezeu să mă binecuvânteze și mă rog ca Dumnezeu să mângâie orice inimă și să lasă întristarea. Și faceți legământul, dragi copii, familie, neamuri, soț,
faceți legământul cu Domnul și să veți avea parte de zile fericite. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Doresc ca Domnul să binecuvânteze. Străin în lumea cea răstă. Să mă-ntrebe ce-i cu mine, să mai uită mărăciune, Doamne, lacrimile la și dorim prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, să-i apropiem pe oameni de Dumnezeu, să înțeleagă oamenii căci Dumnezeu stă deasupra tuturor lucrurilor. Că nimeni nu este stăpân pe viața nimănui în afară de Dumnezeu. Ceea ce vedem noi aici, ceea ce vedem cu ochii noștri, este consecința de acolo din grădina Edenului. Atunci când prima pereche de oameni nu a ascultat de Dumnezeu, în momentul în care au călcat porunca lui Dumnezeu, au fost scoși afară din grădină și li s-a luat dreptul la viața veșnică. Ba mai mult a îngăduit Dumnezeu ceea ce vedem noi astăzi aici, în locul acesta. A îngăduit Dumnezeu moartea și se perândă moartea aceasta de atunci și până în zilele noastre și în vremurile acestea. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat pentru toate lucrurile, pentru că în mâna Lui este viața omului și nimeni nu poate da viață în afară de El. Chiar dacă este trist, chiar dacă este mare durere și înțeleg lucrul acesta, totuși măcar puțină un dram de bucurie trece prin inima noastră, pentru că sora
încheiat legământ cu Dumnezeu, l-a slujit pe Dumnezeu. Și are nădejde acolo unde i-a plecat sufletul. Pentru că este greu pentru cei care n-au nădejde, să știți. Dar totuși pentru cei care au nădejde, trebuie să se gândească că Dumnezeu a pregătit un loc. Că locul pe care l-a pregătit El este de așa natură încât oamenii să trăiască veșnic. Să nu mai fie nici durere, să nu mai fie nici lacrimă, să nu mai fie nici moarte, ci numai bucurie împreună cu Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Să știți că este un lucru fericit atunci când un om pleacă în păcat cu Dumnezeu. Este foarte greu și este o despărțire definitivă de Dumnezeu atunci când oamenii pleacă și nu s-au întors la Dumnezeu, au plecat neîmpăcați cu Dumnezeu. Să știți că nu se mai poate face nimic. Dar astăzi, cei care suntem prezenți, putem să privim la acest sicriu și să vedem cine suntem și cât de trecători suntem. În Psalmul 90 spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii pe pământ vor trăi 70 de ani. Iar cel mai tare vor trăi 80 de ani. Dar iată că oamenii se duc înainte de aceia 70 de ani. Să știți că alaltă ieri am mormântat pe un frate care a plecat la 37 de ani. Oamenii pleacă mai repede, știți din ce cauză? Pentru că se apropie venirea lui Dumnezeu. Se apropie venirea lui Hristos. Și Dumnezeu duce acasă pe cei care consideră că trebuie să-i ducă. Pentru că Dumnezeu nu vrea să piardă nimic, lăudat să fie numele Lui. Nici pe unul nu vrea Dumnezeu să-l piardă, ci dorește Dumnezeu ca toți oamenii să se întoarcă la pocăință. Și Dumnezeu să ne ajute. Cei care n-am încheiat încă legământ cu Dumnezeu, cei care nu ne-am întors, cei care n-am renunțat încă la lumea aceasta, îndemnul nostru din această zi este să nu stați nicio clipă pe îndoială, ci să vă întorceți la Dumnezeu. Să vă împăcați cu Dumnezeu. Pentru că viața omului este în mâna lui Dumnezeu. Și nu știe omul când pleacă de aici. De aceea trebuie să fii împăcat și trebuie să fii pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu veșnicilor, lăudat să fie numele Lui. Aminteau frații de un lucru și este foarte adevărat. Că frații care l-au slujit pe Dumnezeu, cei care au făcut voia lui Dumnezeu, aceia nu mor. Și nu putem să zicem și nu avem dreptul să spunem lucrul acesta că sora a murit. Nu trebuie să o plângem în felul în care am plânge pe un om care a murit. Ci este adevărat că familia, cei dragi, soțul, copiii, nepoții, strănepoții, rudenile, frații, surorile, au dreptul să o plângă. Dar vă rog în numele Domnului să o plângeți ca pe o femeie care a plecat la Domnul. Ca pe o femeie credincioasă. Ca pe o femeie care are nădejde. Că știi încolo de această moarte, să știți că ne așteaptă Domnul Iisus. Lăudat să fie numele Lui. Și cei care pleacă, pleacă în odihnă, să se odihnească de ostenelile lor, pentru că faptele lor îi urmează. Să știți că vine vremea când va veni Domnul Iisus din nou. Dar să știți că cei din tâi care vor învia sunt cei care au murit în Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Cei vii care vor rămânea până atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu-l luau înaintea celor adormiți. Și mai întâi vor învia cei care au murit în Domnul, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și apoi toți împreună zice că vor fi răpiți
în văzut să-l întâmpine pe Domnul și vor rămânea cu el pururea, lăudat să fie numele Domnului. Haideți prin ascultarea cuvântului cei care suntem vii să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea credință. Pentru că fără credință, frați și surori și preții ascultători, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este acela care răsplătește pe toți aceia care îl caută cu toată inima. Lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze familia. Dumnezeu să vină în ajutorul lor și să-i mângâie Dumnezeu în clipele acestea. Este nevoie de mângâiere și cel care poate să facă lucrul acesta, cel mai bine este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Am un îndemn pentru fratele și Domnul să-l binecuvinteze. Sora a plecat la Domnul. El să se lupte de așa natură, să se întâlnească cu ea, să se pocăiască, nu numai el, ci și copiii, și fetele, și nepoții, și cei care au iubit-o, frații ei, surorile ei, neamurile ei. Gândiți-vă că va veni ziua când ne vom reîntâlni împreună. Și reîntâlnirea aceasta nu este posibilă numai dacă ne pocăim. Și Dumnezeu să ne dea acest lucru. Pentru că este nevoie de pocăință, frate. Vremurile sunt vremurile din urmă. Și nu se știe când va veni Domnul Iisus. Dar când va veni El, noi să fim pregătiți să plecăm cu El. Și zic Dumnezeu să ne ajute. Amin. Sosita ora despărțirii. Doamne, sosita ceasul să plecăm. Dar nu știu de cum mai ajunge. Odată să ne mai vedem. La revedere, mama mea. La revedere, copiii mei. La revedere, soțul meu. Să ne întâlnim cu toți în ocean. Copiii mei cu mine în grija Domnului Iisus. Ne vom vedea în veșnicie, vedem părățelea cea de Iisus. La la revedere, nevasta mea. La revedere, copiii mei. Să ne întâlnim cu toți în ce. Ce janică e despărțirea, că parcă am stat doar de mere. Ca să mai trecem împreună.
dându-i slavă lui Dumnezeu. La revedere, copiii la revedere, nepoții mei. La revedere, frații mei. Să ne întâlnim cu toți în orice. Anii zbor zilele, iute trec ca un vis. Viața mea s-a mai terminat. Hai să pleci în curând, în curând vei intra. Ce-ai făcut lui Iisus, vei avea. Ce-ai făcut lui Iisus, vei avea. Dacă ai fost o milă, milă vei căpăta. Când Iisus pe nume te va chema, servul meu credincios, pe pământ cât ai trăit, și mereu tu la mine te-ai gândit. Servul meu credincios, pe pământ cât ai trăit, și mereu tu la mine te-ai gândit. Mai avem un pic de răbdare, ne apropiem de încheiere. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu inimă bună, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește pe toți. Așa cum spuneau frații, versetul de aur din Biblie care ne spune în Evanghelie după Ioana, capitolul 3, cu 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Fiu să supere o cara, să fie bătut, bajocorit și să fie condamnat la moarte pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru a noastră, ci pentru a întregii lumi. Oricine a crede în Sfintele Patimii, în suferințele Lui, în moartea Lui și în învierea Lui, toți acei care se pocăiesc, toți acei care cred, să aibă viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Nu există om pe fața Pământului. Și dintre cei care erau în Biblie, care scriși despre profeți sau despre ucenici, se erce păcatele oamenilor. Dar de pe fața pământului, pe tot globul, nu există nimeni ierte păcatele. Unul singur, acel care acum a trecut 2000 de ani, a coborât din slava cerească și a venit pe pământ să mântuiască oamenii. Ioan, botezătorul care Dumnezeu l-a împuternicit să vină pe pământ pentru această lucrare, să boteze oamenii, nu copii, oamenii să-i boteze. Și spune cuvântul Domnului că oamenii mergeau la Ioan Botezătorul, acolo la râul Iordan, își mărturiseau păcatele și se botezau cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, slăbiți să fie în numele Domnului. N-au mers la Ioan copiii mici. Au mers oameni mari, maturi, arată cuvântul lui Dumnezeu. Și Ioan îi boteza cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Îl vede Ioan pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt îi face de cunoscut. Iată milul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, slăbit să fie în numele Lui. El este Mântuitorul lumii, Salvatorul lumii, care ne iubește atât de mult și nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea. Ca oamenii lui Dumnezeu, toți oamenii să vină la Sfânta Pocăință, toți oamenii să vină la mântuire. Nu există mântuire fără pocăință. Pocăința n-am adus-o noi. N-au dus-o americanii, românii, romii. Pocăința au dus Fiul lui Dumnezeu. Și este porunca Domnului. Aceasta mormântare, tu care auzi Evanghelia, nu-ți împetri inima, aleluia. Deschide-ți inima.
primește-L pe Domnul Iisus în familia ta, în cortul tău. Crede în jertfa Lui și primește-L în inima ta și în viața ta și vei fi un om iertat, un om binecuvântat de Domnul și vei fi un om salvat. Vei ajunge în rai. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de două locașuri. Iadul și ne vorbește de rai. Toți ar vrea să ajungă în rai. Dar există o condiție, când aud de pocăință, lasă-mă, dă-mi pace, că nu mă pocăiesc. Că am vreme să mă pocăiesc. Frații mei care suntem aici, prieteni ascultători, care suntem în această mormântare, să înțelegem că ușa pocăinței este deschisă. Mai este loc în împărăția lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne dea inimă bună. Cât timp mai avem Duhul de viață noi, să ne pocăim de toate faptele rele ale întunericului și să venim din întuneric la lumină și din la moarte la viață și în dar să primim viața veșnică, slăvit să fie numele Domnului Iisus. E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne dea o inimă bună și să-L primim pe Domnul Iisus în inimile noastre și în familiile noastre și în corturile noastre. Și după ce plecăm de pe pământ, avem o nădejde. Pentru că astăzi este ziua Domnului. Asta este ziua noastră. Mâine este ziua Domnului. Nu știm când trebuie să părăsim pământul. Și nu este problema că murim. Atâta timp când mai avem Duhul de viață noi, haide să ne păcăm cu Dumnezeu, să ne pocăim și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Din sus al meu, prieten scump, din azori tine, cu tine eu cătoresc până la sfârșitul vieții. Zi, când te mă trezesc, sper inima plec să o croce, când toată lumea scot mai bun și dulce. Vai, mama! În toată lumea asta un scot mai bun și dulce. Amin. Să-L binecuvântăm pe acela care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Să-L binecuvântăm pe acela care o lăsa slava Lui cerească, o venit jos pe pământ să răscumpere omenia din păcat, din pricina primei perechi de oameni care n-au ascultat de Dumnezeu și odată neascultarea a venit păcatul și odată cu păcatul a venit și moartea. Slăvit să-i fie în numele Lui Dumnezeu. Prima moarte care a venit și a văzut-o în lumea aceasta a fost mama tuturor mamelor, Eva. Când îl caută pe Abel, iar Abel era mort de fratele lui. Un poet de cântare ne zice: plângeți înainte, mamelor pe rând, moartea ne desparte și noi nu știm când. Acolo mărire, sus în veșnicii, vom fi la oaltă, părinți și copii. Mai zice un poet de cântare: pe marea de cristal
se va auzi un cor, se va cânta cântarea biruințelor, va fi o cântare nouă în fața lui Iisus și n-or putea să o cânte nici îngerii de sus, și-o vor cânta mai bine acei de pe pământ care au făcut un legământ cu Domnul cel Preasfânt. Și omul lui Dumnezeu, Eclesiastul, ne arată 7:4 în jos. Decât o casă de petreceri, mai bine la o casă de jelanie. Uită-te, omule, oricine ai vii, oricine ești, cât ai adunat, cât ai strâns și duci cu tine. Nimica! Nimica nu duci cu tine, doar cât ai trăit. Ce ai făcut? Ce ai făcut, te vei întâlni. Păi de cântare ne zice ce-am agonisit în lume. Toate sunt deșertăciune. Toată viața m-am trudit și n-am dus cu mine nimic. Nimic nu duci din lumea aceasta. Toate rămân, toate-s gunoaia după vânt. Dar trebuie să dai seama înaintea lui Dumnezeu. Matei 25:31. Arată cuvântul lui Dumnezeu judecata viitoare. El, când va veni slava sa cu toți sfinții, va ședea pe scaunul lui de judecată. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Pe oile va pune la dreapta lui, iar pe capre la stânga lui. Iar celor de la dreapta lui le va zice: veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția pe care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Am fost lământ, mi-ați dat de-a mâncat. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost în spital, m-ați căutat. Am fost în temniță, a zenit la mine. Și ei dreptii vor răspunde: când, Doamne? Când, Doamne, am făcut noi lucrul acesta? Ceea ce ați făcut celui mai neînsemnat, frate de al meu, mie mi-ați făcut. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Sora noastră a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și a intrat în porunca lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor 17:30. Acolo cuvântul lui Dumnezeu ne arată. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Cum vedem cu toții, astăzi sora noastră părăsește casa, părăsește familia și ar vrea prin cuvintele noastre să zică soțului ei: soțul meu, te rog, dacă ți-am greșit cu ceva cât am trăit pe pământul acesta, te rog să mă ierți. De acum înainte vei rămâne mamă și tată, de acum înainte să ai grijă de copilașii noștri, când vor avea ceva necazuri, tu să mergi să le rezolvi, să fii cu ei, să fii de partea lor cum ai fi și mamă și tată. Ar vrea să spună și copilașilor la fel: eu plec din lumea aceasta, dacă v-am greșit cu ceva, vă rog să mă iertați, vă rog pe tatăl vostru să nu-l uitați, să-l căutați cât îl va ținea Dumnezeu în viață, să-l iubiți, să-l ajutați. Ar vrea să spună și fraților ei, ar vrea să spună și nepoților și neamurilor: la tăți, dacă v-am greșit cu ceva, vă rog să mă iertați. La toți care au venit să o conducă pe ultimul ei drum, Dumnezeu să ne binecuvânteze și El să ne lumineze. Thank you.
câțiva băieți să se apropie de sicleta pentru sicleta și să înceapă să ducă sicleta la mașină. Nu se mai poate să întâmplă asta ca un oameni. Chemați mașina și se vine să pune. Yeah.
asta în cap, am îndoat. Păi tu că faci? Hai că faci. Eu iau suportul și lăs la magazin.
Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în stanul lor și sare pe altă parte, este hoșul încălat. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oile, păstorul deschide, oile au glasului, el le cheamă pe nume și le face afară din staul. Amin, amin. Țipă-le acolo, măi. Așa e.
Îmi plăcea mult la vechi. Domnul, să ce o par de apă dacă de rece cu inima deschisă. În numele lui el. Nu-i s-o șucar pe lui. Da, s-o șar gozită, nu-mi cade la întâlnă. Aproape bună. Ca tot aparatul. Și asta e dinodron cu zonii, să avem amenajat. Nu-i s-o șar cu un deal la bătă. Nu-i s-o șucar că îi am ajutat, mai s-o șucar. Nu-i s-o șucar cu țânia. Din ea, azi pe zonii s-o chisă amenajat. Nu știu că e reglabil. Nu știu că e reglabil. Știi? Tu dai mai tare și mai încet. Capacul? Da, la capac. Nu știu, o să mor. Bobi! A dat bot aceea aici, bă. De ce? A dat ce, bă. Am bot amurit. De ce? Tu pe acolo jos. Ce? Eu că de aici am luat. A dat mai ce bot amurit. Tot striga somnul. Sorin, eu am usurat. Lasă, că de repede. Ia acolo, nu vei. Ai trei? Tu poți să înceapă, nu? Aia care ne-a mai nimic. Nu, mai să pun nicio sapă. Nu facă mare, nimic. Da, nu facă. Aici, ale, unde s-a aici, sapețele, acolo. Nu facă nicio șo sapă. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Ce am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, mulțumim lui Dumnezeu. Eu, Crotinio Păzăș, am ajuns aici la locul acesta, unde spune Dumnezeu că omul este făcut din țărână și în țărână merge. Bineînțeles că sora se odihnește de toate osteneala ei, așa cum am auzit că faptele o urmează. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în această zi de astăzi, să credem și avem nădejde că Dumnezeu ne iubește pe toți. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze copilașii care au rămas orfani de mamă. Dumnezeu să binecuvinteze copiii, nepoți, de toți acei care au rămas orfani de mamă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și să înțelegeți, și Dumnezeu să vă dea o inimă bună și să vă dea credință. Cât timp mai aveți Duhul de viață, vă împăcați cu Dumnezeu, aveți o nădejde. Slavă Domnului Iisus, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea să citesc cuvântul Domnului din unde se obișnuiește pentru această salucare. În Tesalonicena, capitolul 4, versetul 15. În adevărul, e cuvântul lui Dumnezeu și eu care vom rămânea. Aici se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Din țărină ești, din țărină te vei întoarce. Omul cât trăiește, e tare bine să-L aibă pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu când vrea să iei Duhul de viață, se duce la El, iar ambalajul acesta se duce după cuvântul lui Dumnezeu în țărină, fiindcă zice cuvântul lui Dumnezeu din țărină ești. Și în țărină te vei întoarce. Amin. Iată la adevăr ce vă spune prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi cei care vom rămânea la venirea Domnului Iisus în volon înaintea celor adormiți. Că însă Domnul cu un strigăt, glasul unui aranghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cei și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți împreună cu ei în locul lui. Asta ne vin totdeauna și Domnul spune cuvântul Domnului. Amin. Vine Domnul meu din cerori, ca judecător.
Go, go.